UFC au avut parte de imagini de coșmar la cea mai tare gală a anului, UFC 168. Păianjenul Anderson Silva a urlat de durere după ce și-a rupt piciorul în lupta cu americanul Chris Weidman. S-a întâmplat în repriza a doua, când Weidman a parat un low kick al brazilianului. Silva a fost dus de urgență la spital, unde a fost operat imediat. Poate fi ultima luptă din cariera celui mai bun sportiv MMA din istorie, care are 38 de ani. No matter what happened in this fight before, what the result just was now, or after, he's still known as the greatest of all time. Lots of props to Anderson Silva. I wish him the best, and God bless him. It's very possible that could be his last fight ever, and it's possible that he's such a talented... It's obviously very disappointing if that's his last fight. When something like that happens to you, you probably never want to throw a leg kick again as long as you live. Silva a încercat să-și ia înapoi centura categoriei mijlocii după ce în vară o pierduse în fața lui Weidman. Americanul a rămas campion cu a doua victorie în fața lui Anderson Silva în jumătate de an. Până să învingă prin knockout tehnic, Weidman câștigase clar prima repriză, în care Silva a scăpat ca prin minune de un knockout.